Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a dispus printr-un ordin din 19 iunie constituirea două comisii mixte care vor verifica legalitatea funcționării unor cămine de bătrâni din județul Suceava. Din aceste comisii fac parte reprezentanții ai instituției prefectului în calitate de coordonatori a echipelor, de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Suceava, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava. Vor fi verificate 18 cămine din județul Suceava, care aparțin de asociații, fundații, parohii sau primării, iar la finalul verificărilor va fi întocmit un raport, care va fi înaintat prefectului județului. Activitatea de control a comisiilor mixte se va desfășura în perioada 20 iunie-13 iulie și vizează verificarea modului în care unitățile de asistență socială au dus la îndeplinire recomandările și măsurile stabilite în urma controlului efectuat anul trecut, în perioada 19 iunie-5 iulie.